lăsăm din culoare așa din diferențele. Am să rog așa să lăsați un culoar între dumneavoastră să poată veni lumea. Domnul primar va citi, eu imediat vă mânez împreună cu urările noastre de sănătate, de Crăciun fericit. Sănătate și Doamne ajută. Andrioaie Elena. Este? Da. Andrioaie Elena. Am o rugăminte. Da, când vă auziți, spuneți prezent, ca să știm că el și notează acolo. Sănătate. A Petrei Neculai. Prezent, da? Nu faceți față. Nu fac față. Dar auzi, dar la ce o chiar în cap, mai că m-aș băga. Să vă tot bine. Mama, nu? Hai să vedea Dumnezeu bine. A Petrei Neculai, băiatul. Ungureanu Daniel. Este aici, peste noi de întâmplă. Fericică Viorica. Hai, hai, doamna Viorica. Oh, gata, am văzut-o, am remarcat. Ai zis prezent cu râi în loc să zici cu pâr. Ai zis, nu? Dar eu când vorbesc, pe mine mă auziți? Hai, bun. Află și eu. Hai să te sănătate, doar ce-i voi, doamna. Doamne ajută. Buză Elena. Prezent. Hai. Sănătate, sărbători. Sănătate, la mulți ani. Ungureanu Anca. Haideți. Dumneavoastră? Ungureanu? Nu, 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 Ungureanu. Doamna, spate. Mai așteptați un pic. V-ați auzit strigat? A fost buză. A fost? Da, au fost buză. Ei, spuneți. Prezent? Sunt buză. Ungureanu, Anca. Ungureanu, da? Sărbători. Dorinaș cu Livia. Doamne ajută. Uite, doamna, este. Doamna? Da, la mama vine, nu mă știu, tot era așa. Drăgușanu Darius. Prezent. Pe ce-i acolo? Să ne faci și să văd o. Doarbeș Luminița. Este. Doamna. Pahome Aguda. Haideți, doamna. Am rugat să lăsați un pic așa, să poate și pe la urmă. Mai eliberează, acum nu pe întâlnești așa, nu mai eliberează. Controlorul Mariana. Da, da. Este și doamna. Stanciu Neculai. Luca Ileana. Eu. Doamna Luca. Doamna Luca, să fii sănătoasă. Și Doamne ajută. Mi-ai adus. Îi dau. Ia să mănânci. Doamne ajută. Totdeauna. Voda prostii. Avem cu cine voda prostii, da. Roca Elena. Totdeauna. Da. Cine a expus? Roca Elena. Este? Luca. Roca. Roca, nu este? Roca. Nu. Mai departe. Beleus Lalica. Da, da, este. Roca. Este și Roca, să vină și Roca. Știți ce rugăminte? Când au zis numele strigați și cu noi, eu știu. Da? Pentru Roca și Beleus Lalica. Acum apare Lalica. Da, o mai așteptăm. Da, da, păi am văzut. Artenie Victor. Nea Victor, unde e? Nu-i? Artenie Victor. Noi, las că vedem. Chira Vasile. Noi. Chira Vasile. Niculau Gheorghe. Mihaila Cosmin. E bun, nimeni. Cârnul Virgil, da. Cârnul Virgil. Da, așa că l-am văzut pe Virgil. Ciupercă Ioan. Haideți. Haideți. Da? Cadar Georgeta. Da, prezent. Haideți. Haideți, doamna Georgeta. Bontaș Lucreția. Da. Haideți, doamna. Budnaru Petrică. Prezent, prezent. Hai, Petrică, unde ești, da? E aici, atunci. Tentea Constantin. La mulți ani, sănătate. Coșnete Vasile. Este? Coșnete Vasile. Doamna, da? Sănătate. Acum e poate să-ți meargă. Munteanu Gica. Munteanu Gica. Munteanu Gica.
sau Gică. Mai departe. Boroș, Alina. Hai, Alina. Faceți-i loc. Tătaru, Ioan. Da. Mogoș, Irinel. Hai, hai, Irinel. Edvigen Adrian. Doamne, Adrian, sănătate să vă rog. Haichert Eugenia. Doamne, Eugenia. Sărbători, doamne. Moise Ermina. Moise. Ermina, nu. Doamne. Nică Maricica. Sărbători, sănătate. Haideți, doamne. Haideți. Moise Dorina aici. Ermina. Moise Ermina. Moise Dorina. Ermina. Ermina. Subministru Victor. Da, hai să trecem. Hai. Oh, să ne. Poate pare chiar. Să vrei să ieși. Nici l-a luat, nu poți fi punctual. Închid în țara asta. Și foarte ridicol. Dar ai fost adat? Da. Da, unde ești voi eu? Era și Arteniu. Doamne, vezi cine a Victor. Doamna Victor e cu mine. Nu mai bine. Să nu n-a fost brigată încă. Așteptăm. Deci are rezolvat, da? Hai să vedem. Popovici Lucreția. Este. Doamna Lucreția. Rizcu Teodora. Pe mine mai este pe tine. Cine? Cum vine acolo după tabel? Dar cum am scris. Dar cum o cheamă? Cum o cheamă? Cum o cheamă? Cum o cheamă? Da. E bună dacă e bună pe cine? Popovici Mata. Și aici Rizcu. Da, Rizcu Teodora. Da, o știu, da. Este. Da, da, da. Ei Matali. Băieții ei. Da, hai. Da. Pârțac Veronica. Beleus. Doamna Beleus. Beleus. Doamna Beleus. Da. Ai găsit? Da. Doamna Beleus, sănătate. Pârțac Veronica. Prezent, prezent. Haideți, doamna Veronica. Doamna Veronica, să vă tot. Leonte Elena. Da, prezent. Gata, prezent acum. Vă întărească Dumnezeu. Șerban Elena. Șerban Elena. Tot pentru Șerban luați tot dumneavoastră, da? Angel Mircea. Angel Mircea, da? Domnul. Oprea Maria. Bucătarul Petru. Lepădatul Oana. Lepădatul. Lupeș Gheorghe. Să face domnul Lupeș. Coman Nicu. Aici. Domnul Nicu, sănătate să vă vorbim. Fărcășel Ioan. Topa Neogenia. Topa Neogenia, da. E mata pentru ea. Da. Ancuța Adela. Încet. Nici nu te grăbesc. Să fii sănătoasă. Doamne. Stanciu Lucica. Croitorul Renata. Ungureanu Renata. Boca Virgil. Aici, e aici, domnul. Boca, e aici, da? Da. Imbrea Alexandru. Imbrea Alexandru. Imbrea Alexandru. Era pe față. Este. 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 Elena. Este. 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 Gheorghe. Este. 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 Toma. Toma, Toma. Dinu, Elena.
Ivanovici Elena. Ivanovici Elena. Vine, da? Da. Bună ziua, Crăciun, fericit, mult sănătate. Doamne ajută la toată lumea. Capta Iulia. Prezent. Capta Iulia. Este prezent, doamna. Toleru Vasile. Toleru Vasile. Bulgaru Angela. Martin Virginia. Dobărceanu Constantin. Dobărceanu Constantin? Dobărceanu. Dobărceanu. Da, da, da. Este? Da. Dascălu Cristian. Aici. Gheorghe Alexandru. Gheorghe Alexandru. Nistor Cristian. Vârlan Elena. Vârlan Elena. Eugenia. Nu, Vârlan Elena. Din partea domnului Pricop Ionuț. Nu. Hai mai departe, de mai departe. Tudose Ion. Da. Și doamna Vârlan. Doamna tot, da? Tot acolo. Doamna Vârlan. Da, că sunteți același o serie. Da, da, da. Atunci era. Deci, da. Ajutați-o. Dacă îl cheamă Elvira. Acum Elvira. Acum încerc ești la Elvira. Elvira, da? Da. Vârlan Elvira. Da. Vârlan Elvira. Da. Da, da. Apostol Elena. Cum îți spuneți? Apostol. E aici. Otic Daniela. Da. E cu copiii vor ca pe mine. Da, da. Luca Elena. Luca Elena. Noi. Paraschiv Vasile. Paraschiv Vasile. Pârvu Adrian. Grigoraș Marlena, este și o doamnă. Grigoraș Marlena. Este, este, da. Manolache Ioan. Tudor Constantin. Popa Natalia. Dima Doru. Ardeleanu Elena. Alecu Ana. Dorcu Veronica. Domnul deputat. Da. Mai dați un pachet acolo, că sunt copii mulți acasă și fata care sunt la Națională, 14. Cât sunteți? De toți 3. Nu știu un bani, ești sportiv de performanță? Da. Ce primei luat? Aptitituri? Oameni, bravo! E bine, cuvânteză Dumnezeu să te ajute și mergeți la fras cu bucurie și sănătate. Gorgos Gabriela. Și Gabriela, că da, ca și tu faci? Tu ce faci? Tot lupte. Tot lupte? Tot lupte. Când nu s-a luat multe, multe. Multe? Cât sunteți acasă? Trei. Trei? Să fiți sănătoși. Mulțumesc frumos. Da. Angel Dorina. Sănătoși. Călin Constantin. Haidu Maricica. Ieșeanu Grigore. Moise Dorina. Da, eu iau pentru Moise. Da? Da. Nu. Stai să rămân. Sănătate. Pentru Moise. Domnule, la fel. Doamne așa. Toader Doina. Da, da. Da, bun. Doamne așa. Bucătarul Rozica. Aici, prezent. Uite acolo. Sănătate, sănătate, copii. Avădanei Vasile. Da. Doroftei Nelu. Tot e aia? Tot e aia? Da. Duci tu, da? Da.
Dacă mai e cineva care nu pot striga. Da, mulțumim că sunteți alături de noi astăzi la acest eveniment pe care Partidul Național Liberal l-a făcut deja tradiție și permanență. De fiecare dată în preajma sărbătorilor creștine, a marilor sărbători creștine, vrem să fim alături de cei care, vorba poetului, poate sunt un pic mai triști ca noi. Și ne-am gândit astăzi împreună echipa Partidului Național Liberal din Roman să aducem puțin alinare, atât cât putem noi prin aceste gesturi mărunte, dar poate pentru un om important. Am căutat să distribuim astăzi pachete pentru 110 familii, pachete care sunt formate din dulciuri, din cozonac, din fructe, din portocale, din produse de carne, ce mai avem acolo? Ulei, zahăr, orez, alimente de bază, pachete consistente, astfel încât o familie să poată trece la un nivel decent aceste sărbători. Sperăm ca bucuria noastră să fie însoțită de Duhul Sfânt, care să le aducă liniște, pace și multă fericire în suflete, să aibă înțelegere, să trăim cu toți într-o comunitate așa cum ne-am dorit-o de-a lungul timpului, o mare familie, în care cei care au posibilități mai multe să aibă grijă de cei care au posibilități mai puține, în care să înțelegem că ajuta aproapele înseamnă nu doar o deviză, nu înseamnă un deziderat, ci înseamnă chiar o faptă. La sfârșit de post al Crăciunului, venim cu toții și sperând într-o concordie, într-o pace socială, într-o înțelegere, noi, cu noi înșine în primul rând, apoi în echipă, în întreg orașul, astăzi sperăm să facem, așa cum v-am spus, o luminiță mică în sufletele celor care s-au putut bucura astăzi de gestul nostru. Da, și eu mă bucur că am reușit și în acest an, cu ocazia acestor sărbători, să oferim un mic sprijin persoanelor care poate au nevoie mai mult ca oricând în această perioadă a anului. Vreau să le mulțumesc și colegilor noștri care s-au implicat în această activitate.